Da, înaintea, în timpul pregătirii echipei, am fost sunat de către Eugen Pârvulescu, care mi-a spus de acest jucător, să-l vedem, poate să-l cooptăm în lotul echipei. Am primit telefon de la acest jucător, de la Matonga. I-am spus programul echipei, i-am spus ora de disputare a jocului de verificare. S-a prezentat la joc. Împreună cu domnul Balaur am vizionat jocul. După 20 de minute din joc ne-am dat seama că nu are valoare pentru clubul nostru și l-am scos din echipă. De aici și până la ce s-a întâmplat mai departe, chiar nu pot să spun nimic, că nu n-am înțeles. Frustrarea lui probabil a fost o frustrare pentru că nu a bifat mai mult de 20 de minute, nu știu ce să zic. Da, era normal să vină atunci, nu după Da, 3 de ce să luni de vezi zile. după 3 luni? Și mai ales că... Am înțeles că a scris ceva de genul că n-am fost găsit la club și atunci l-a sunat pe Pârvulescu sau... Deci niște lucruri care n-ar trebui să ia amploare. Pur și simplu copilării. Sunteți un oficial acum al clubului Gazmetan. Ați discutat în forul de conducere, să spunem, mergeți în instanță apropo de chestiile astea? Păi, ca și club nu putem să mergem în instanță, pentru că nu ne-a acuzat antrenorul. Dar noi, clubul, nu credem așa ceva și de aia nici nu vrem să dăm apa la moară. Deci, repet, este o decizie colectivă vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă Eu nu pot decât recomanda numele jucătorilor. Vedem de mai multe ori, împreună luăm o decizie. Deciziile le luăm Deciziile tehnice care sunt în timpul jocului, într-adevăr, le iau eu normal timpul jocului. Și în momentul în care am colaborat cu Cristi, deciziile din timpul jocului le luam eu, chiar dacă multe erau discutate de dinainte la pregătirea jocului.